se explică istoric de ce noi oltenii suntem săraci, suntem răi, suntem arțăgoși, pentru că pe aici, prin Oltenia, treceau turcii Dunărea. Nu că era mai mică Dunărea, ci că în urma violurilor, oltencele dădeau recenzii bune. Ziua bună tuturor, iată că ne aflăm din nou la vestita emisiune În gura lupului. Sunt bucuros, mai mult decât bucuros, pentru că unul dintre prietenii mei din copilărie, și copilăria e undeva departe pentru unii ca vârstă, dar pentru mine este la fel de aproape ca și ieri. Nimeni altul, și vreau să-l prezint într-un alt fel decât am prezentat până acum pe toți invitații mei. Și acum marele Radu Pietreanu! Se știe! Salut, Alin! Salutare tuturor! Sunt foarte supărat că m-ai făcut și nimeni și altul. Ce mă enervează formula asta de pe scenă? De nimeni altul decât. Bă, mă faci și nimeni, mă faci și altul, deci nu sunt eu. Și mă mai faci și decât. Corect, corect, corect. Da. A fost, cred că, nu știu, de multe ori ne-am întâlnit și pe scenă, de multe ori te-am și prezentat, așa. Te-am introdus, ca să nu mai să completăm ce ai spus tu corect, de altfel, nimeni decât altul. Când ne-am văzut, cred că prima oară, erau faxurile atunci, dacă mi-aduc aminte. Da, Festivalul Artei și Creației Studențești, da, tu da. Erai cu teatru la Iași, eu eram cu toate formulele posibile la Petroșan, pentru că m-aș fi băgat și în dansuri populare numai să nu stau la școală. Da, și te scotea atunci de la ore, atunci când aveai repetiții sau aveai turnee. Da, da, și corect. Eram și la brigadă, și la grup satiric, și la monolog, și la teatru, și la dansuri, și la cor, și la tot ce se putea să nu stau la școală, să mă scoate din școală. Da, da, corect. Aș vrea ca lumea, în general, cei care te cunosc, te cunosc de un mare umorist. Puțin sunt, în schimb, cei care știu că tu ești un poet adevărat. Și tocmai de-aia te rugasem și văd că ai adus un volum de poezii, care e volumul tău de poezii. Aș vrea să-mi citești una, două dintre poeziile care crezi tu că te reprezintă sau pe care tu crezi că ne reprezintă pe noi ca popor român. Da, numai că trebuie să fac o mică introducere ca să nu se șocheze. Ia uite, Costel Pârțac deja trece la poezie. Eminescu în persoană. Te rog, fă. Eu am fost un mare fan al Cenaclului Flacăra, sunt și acum al Cenaclului Flacăra, dar pe vremea lui Adrian Păunescu, la 13 ani m-am dus la Padeș să văd cu ochii mei Cenaclul Flacăra. Eram cu școala, eram elev și aveam la mine un caiet de poezii scrise de mine, un copil la 13 ani. Când au terminat spectacolul, am alergat după Adrian Păunescu, am și eu un caiet de poezii. Nu mi le da mie, că buzunarul le pierde, creierul le ține minte. Și eu am scris mii de poezii, nu le știe nici dracu. Du-te la tine la școală, de unde ești? Din Cărbunești. Du-te la Cărbunești, zile să-ți facă spectacol și citește tot caietul pe scenă. Așa am făcut, m-am dus și am citit. M-am citit toate poeziile, nu știau ăia de ce au venit la spectacol. S-a ascultat poeziile mele, le-am citit și am plecat, s-a terminat spectacolul. Și mult mai târziu, prin 85, chiar era ultimul an de Cenaclul Flacăra, noi nu știam pe vremea aia. Când a fost accidentul ăla de la stadion. Da, 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 dar eu m-am dus în ianuarie, când a venit Cenaclul Flacăra la Petroșani, m-am dus să mă asculte și pe mine dacă merit să intru în Cenaclul. Și m-a ascultat Arpa Domocoș. Boss, merge băiatul, e bunicel. M-a lăsat să cânt folk, să spun glume. Și după vreo 6 spectacole zice: bă, folkiști sunt alții mai buni ca tine, dar umorist mai bun n-am văzut. Țin-o pe care asta cu umorul, lasă-l încolo de folk, are cine să cânte. Hai să îmbrăcăm poporul ăsta, eu cu muzica și poezia, tu cu umorul, să fiu un popor educat și vesel. Și așa am făcut, mi-a schimbat viața. Am lăsat-o mai ușor cu folk-ul și mai mult cu scrisul. După aia am făcut Vacanța Mare și
timp de 33 de ani nu ne-a dat nimeni jos de pe scenă. Nu, adevărul că Adrian Păunescu a făcut un lucru care, din păcate, cred eu, sau poate, cine știe, să încercăm să-l reedităm, a trezit poporul român la viață, i-a adus aminte de rădăcinile lui, iar empatia, era o empatie practic populară, toată lumea, mi-aduc aminte, la Iași, de exemplu, era spectacolul Cenacului Flacăra, era la Sala Sporturilor, de altfel imensă, cel puțin în ochii mei pe atunci, acum este destul de mare. Și dacă n-au dărmat-o, că tot timpul ăștia ceva bun ori e sala de sport, o dărâmă să fac un mall sau ceva ca să știe românul să se ducă să mai cumpere câte ceva, că doar așa își golește buzunarele. Ar merge două mall-uri bine făcute în Palatul Victoria și în Casa Poporului. Da, asta ar fi foarte bine. Și la biletele de la sala erau cu ciubote roșii. Nu te puteai apropia așa care și oricum, că lumea ar fi probabil dacă făcea și 10 spectacole la Sala Sportului, tot timpul ar fi umplut sala și se dădeau prin UTC, prin OASCR, prin BOB-ul, care aveau organizații de bază la partid, prin întreprinderi. Deci, sindicate. Prin sindicate, deci, mi-aduc aminte, sala era plină. Păunescu reușea să electrizeze sala, dar în același timp făcea educație. Așa e. Educație care astăzi nu se mai face. Despre băga familie, despre istorie, despre iubire. Îți băga românism în fiecare celulă, în fiecare pică. Cred că dacă spunea atunci, haideți să pornim și facem sau ne luptăm pentru, cred că toată sala ieșea după el. Trezea aceste trăieri ale noastre, ale românilor, că în general, dacă reușești să-i ajungi la baza românilor, românul este un patriot, el își iubește țara. Nu știu cum au reușit guvernanții de astăzi și educația pe care o avem din 90 până astăzi să distrugă bucățică cu bucățică această rădăcină. Mă tem că au primit ordin. E o țară prea bogată ca să fie autocondusă. Vorbeam că înainte de emisiune că probabil ai dreptate, că tu chiar ești prieten cu fostul meu invitat, cu Dean Popescu, îl cunoști de când, că el e mai mic decât tine. Și exact asta spunea și Dean, că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a dat bogății în subsol, bogății pe sol, dar ne-a uitat cam la capitolul conducere. Da, și ca să le amintesc, bine, ziceai de Cenacul Flacăra. Da. Mi-a marcat tinerețea asta, fiul e clar. Fiul lui Adrian Păunescu, Andrei Păunescu, încearcă să ducă mai departe munca lui taică-său, munca tatălui său, prin spectacole prin toată țara. Ultima dată a avut la Carei, unde prea puține lucruri au rămas românești, prea puține steaguri cu tricolor românesc mai flutură la granița cu Ungaria. Și el a avut curajul să meargă acolo cu membrii Cenacului Flacără să facă un spectacol. Și a venit publicația. Da, au fost români și au fost, poate acolo sunt mai impresionați ca în restul țării, în mijlocul țării, unde sunt înconjurați de români. Acolo nu sunt înconjurați de români, sunt pe jumătate înconjurați de unguri. Sunt o enclavă românească într-o mare ungurească. Mult mai bucuroși când se simte românește în jurul lor. Și ca să înțeleagă generațiile următoare cine a fost Adrian Păunescu, eu am sintetizat toată viața lui într-o poezie care se numește Rugă pentru Adrian Păunescu. Și aș vrea să o citesc, că nu vreau să greșesc niciun cuvânt. O știu pe din afară, dar cu asta se și deschide cartea mea de versuri. Și am zis așa: Doamne, care din înalturi ai trimis atâția îngeri, ce cu har să mântuiască ale neamului meu plângeri, ce cu spada sau cu slova ne-au vegheat identitatea, nu lăsa acum să prade întunericul cetatea. Ce vorbeam noi. Imanite, da. Lasă flacăra să ardă de la suflet până la cer, nu ne-o stinge la plecarea ultimului mesager. Așa l-am văzut ca pe un mesager. Fiecare neam primește din când în când, prin grația divină, câte un mesager care vine, se întrupează într-un om, ridică deasupra neamului său prin educație, prin cultură, apoi coboară în rândul neamului său să-i povestească și să-i aline rănile. Așa l-am văzut pe Adrian Păunescu. Și am zis așa: l-ai trimis să se întrupeze într-un om cu glas de tunet, spre a da durerii noastre prin cuvântul său răsunet. L-ai chemat spre izbăvire după crunta legea firii și am strigat cu disperare: uite cum se duc martirii. L-ai trimis să dea speranță unei triste generații, l-ai chemat să nu mai vadă cum îl ponegresc frustrații. L-ai trimis să ne învețe nouă să ne fim stăpâni, l-ai chemat să te mai roage, ocrotește-i pe români. L-ai trimis să scrie ruga pentru ai noștri dragi părinți, îngeresc de enigmatici și teribili de cuminți. L-ai chemat să fie râul ce nu vrea să curgă afară,
ce spre a nu ne fi el însuși repetabilă povară. Toate astea sunt câteva fragmente luate din poeziile lui. Repetabilă povară lui. Doamne, de ajuns cu bine înapoi la dumneata, spune-i că la noi în suflet încă arde flacăra, că îi mulțumim din de-a pururi pentru cele învățate, cum că patria e totul și familia e în toate. Fă-i la alba loc, alături de valorile unirii, unde spre-a învia să-i cânte clopotul reîntregirii. Iar de-l duci cumva la Țebea, te rugăm cu voce tare despre oștile lui Ianco să-l întrebi ce vești mai are. De te va întreba vreodată, Doamne, ce mai știi de noi, spune că întreg poporul așteaptă înapoi, spune că împlinim în tocmai ale sale rânduieli, n-am trădat nici când Ardealul, îi suntem oșteni fideli. Spune că că în școli țăranii pot să-și dea azi copiii și că Ștefan sus la Pundă s-a înălțat să-și vadă fiii, că Bălcescu Nicolae mai plutește peste ape și că în ciuda hărții slave Basarabia e aproape. Nu am să o citesc pe toată pentru a lăsa curiozitatea oamenilor să o caute și să caute cartea ta, deci prezint-o. Da, deocamdată nu este în librării, se numește Gânduri și Cânturi, nu este în librării. De 10 ani o dau eu cui cred că o va citi și nu o va pune pe borcanul cu murături să nu intre șoarece sau cu jumeri. Că sunt mulți care fac, ia mă, ce a scris Costel Pârțac, așa mă știu, după o viață întreagă de Costel Pârțac, ia mă, ce a scris ăla, să vă așa. Da, cam de slabă calitate hârtia. Și o pune undeva deoparte. Nu, dacă eu știu că e cineva interesat de poezia mea și să mă cunoască dincolo de ecran și de rolurile jucate, atunci eu ofer gratis și așa am făcut timp de 10 ani. Eu să știi că am să-ți fac reclamă unor asociații, ar trebui editată și ar trebui trimisă în bibliotecile școlilor, în bibliotecile, inclusiv în bibliotecile universitare. Pentru că eu știu mai multe din poeziile pe care le are Radu în carte. Am fost onorat și am primit cartea ceva vreme în urmă cadou. Și când mi-erai prieten, o dădeam la prieteni. Când n-aveam încă burcanele de vânături. Dar știi de ce am făcut chestia asta? Am vrut să verific mitul lui Coelho. Coelho a scris Alchimistul, a publicat, a vândut câteva exemplare și a uitat toată lumea de ea și de el. După vreo 9-10 ani a găsit-o un tip, un evreu, și a zis, pot să o reeditez eu și o să-ți dau $1 de fiecare carte vândută. Și s-a trezit într-un an cu 59 de milioane de dolari. Wow! Deci ce înseamnă marketingul, da. Ce înseamnă să știi cum să vinzi o carte. Coelho, când s-a văzut cu 59 de milioane de dolari în cont, s-a apucat să scrie multe cărți. Am așteptat și eu 10 ani, n-a venit evreu să-mi ia, să-mi dea 59, măcar 5,9 milioane. Cred că putem găsi un editor pentru care, sunt multe asociații pe care, unele dintre ele cunosc asociații culturale, care cred că și-ar dori să aibă, bineînțeles, cu acordul tău. Și tu ești... mai e o șmecherie, fiind singura carte a mea publicată, este unicat. Și cu atât mai mult ar fi curios să o citească. Ce a scris el în momentul ăla de inspirație? Bine, practic am scris zeci, sute de cărți pe care le-am jucat cu Vacanța Mare, la emisiuni TV și nu știu ce. Scriam cam 800-1000 de pagini pe an pe care le jucam, texte și serial. 400 de episoade cu Leana și Costel, îți imaginezi? Ai putea să-ți editezi toate astea. Dar cred că ar trebui o bibliotecă întreagă doar să găzduiască ceea ce ai scris tu. Da, e mai ușor să o vezi pe YouTube, să dai scroll la ce nu te interesează sau decât să citești pagină cu pagină. Nu se mai citește hârtie, din păcate. Foarte puțină. Și cei care o cumpără chiar vor să simtă mirosul de hârtie, dragostea de a atinge cu mâna, cu ochii hârtia respectivă. Să miroși cerneala, da, tipăriturii. E alt, da, efect pe care era cartea scris nouă, după care că era cartea, că noi ne aducem aminte că era vremea că noi nu aveam laptop sau telefon să dăm repede și citeam cărți. Rupeam. Mama, cel mai curios era altceva, ca să te chinui, să-i faci pe copii să citească cărți. Mama mă bătea dacă mă prindea că citesc, că ori aveam sesiune, ori eram chiar mai mic și aveam examene, ori teză și trebuia să învăț la teză. Și tot timpul mi-aduc aminte, avem un Cavalerii Pardean, Fausta învinsă, după aia celălalt ediția lui, nu mai țin minte cum se cheamă, cu Caie Indru, Ioan Dan. Deci, uite, sunt convins că multă lume nici măcar nu a citit vreo carte din Ioan Dan. Din păcate, uite, să le spunem tuturora, să caute Ioan Dan. Sunt cinci cărți de bază ale lui Ioan Dan. Cavalerii Danubieni, Vulturi dincolo de colțul lunii, Agentul secret al lui Alton Bay. Sunt cinci
Și erau niște personaje. Chirilă 10 cuțite, Chirilă 10 cuțite, Costache Caravană, Caie Indru. Da, și ajutoarele lor, țăranii. Deci era un fel de așa de o Ducu cel Iute erau tot. Mai cu... sunt și variantele lui Rodica Ojoc Brașoveanu, care despre roman polițist Radu Andronic. Nu, chiar istoric, chiar istoric. Radu Andronic și scris în limbajul al vremii, foarte mișto. E, uite, vezi, sunt sigur că mulți dintre cei de vârsta dintre tine sau cei de vârsta noastră cât că au mai citit, dar numai că nu vreau, da, să spunem. Apropo de ce ziceai, că ne opreau de la citit. Eu citeam noaptea sub plafumă cu lanternă și ziceam, ai mei nu se prind. Și după vreun an de zile zic lui taică-mă, ce fraier ești că în fiecare noapte citesc cu lanterna sub pătru și tu crezi că eu dorm. Și tata zice, tu n-ai observat că de un an nu ți se termină bateria aia la lanternă? Bun asta! Păi și eu aveam, aduc aminte, caietele cu conspecte de învățat și le puneam deasupra. Când auzeam ușa, gata, vine mama sau vine tata. Le puneam, adică mă învățam, dar de sub era cartea și citeam. Deci eram nebunit cu cititul. Dar știi că aia era baza învățăturii. Literatura ți exersa creierul și te forma cu ochiul, cu mintea, să poți să urmărești chimia, fizica, să le poți citi normal, să înțelegi ceva. Asta era skepsisul. Citeam multe cărți, ne antrenam ochiul și mintea. Și apoi când luai fizica, o citeai ca pe Vinetu sau ca pe Tarzan. Imediat o învățai, imediat o asimilai. Cărțile copilăriei. Le recomand tuturor celor care au probleme cu analfabetismul ăsta, analfabetism, că se numește analfabetism, chiar dacă este funcțional, așa se numește asta. Adică citești, dar nu înțelegi ce. Nu pricepi așa, înțelegi, dar nu pricepi. Le recomand să înceapă să citească câteva romane și chiar astea românești, să-și aducă aminte de că multe din elementele descrise de Dan Andrei sunt din istorie, câteva lucruri din istorie bine precizate de Dan Andrei și bătăliile și cu cine, cu care boieri erau și cu care erau, cu care se luptau. De Ioan Dan, zici. De Ioan Dan, scuză-mă, da, de Ioan Dan. M-am vorbit de Andrei Păunescu și nu. Chiar apropo, tu știi unde s-a născut Andrei Păunescu? Că el spunea la spectacol, era pe vremea lui Ceaușescu și spunea... Adrian Păunescu. Scuză-mă, că sunt atât de emoționat. Andrei e născut sunt... în București. Corect, e fiul lui, da. Adrian e născut în lângă Chișinău. Lângă Chișinău. Da. Că mi-aduc aminte la spectacol, Adrian Păunescu spunea Bârca Dolș. Acolo s-au mutat părinții lui. Dar el fiind pe timpul Ceaușescu nu putea să spună că e din Basarabia. Așa e. Puțină lume știa, erau numai așa, pârlăcăneseri, câțiva care știau că de fapt de origine el era basarabian. Da. Ei, am vorbit despre trecut, vreau să vorbim puțin despre prezent, pentru că și vreau să mă refer la o poezie de-a ta. Multă lume, cred că unii dintre cei care ne ascultă sau care ne văd sau care ne vor vedea au auzit, dar nu știau că tu ești autorul. E vorba despre actuala clasă politică și tu știi la ce poezie mă refer. Lecția de istorie. Lecția de istorie. Da, mai circulă pe YouTube. Da. Dar nimeni nu știe că autorul este Radu Petreanu. Mulți se întreabă, că mai sunt în niște grupuri astea, de WhatsApp, de... Cine a scris versurile? Pot să le spun de acum celor care urmăresc emisiunea ta că eu nu recit din alți poeți decât din mine. Ok. Și le recomand celor care scriu poezie să o recite ei, pentru că ei știu ce au scris, cum au scris, ce au simțit când au scris-o și ei pot să redea emoțiile respective. Ceilalți doar învață niște litere și le spun pe din afară, dacă recezi din alți poeți. Corect. Și trebuie să o caut, nu știu la ce. Nu e problemă, avem răbdare, e o poezie foarte importantă și vreau ca în emisiunea În gura lupului să se afle că toată lumea era curioasă cine e autorul lecției de istorie. E Radu Petreanu și atunci îl voi lăsa pe el. Chiar o să decupeze, o să rog pe colegii de la producție să o decupeze și să o pună și pe TikTok întreaga poezie doar cu tine. Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram că sunt om, că am o țară și o limbă și un neam, că în adâncul gliei sfinte zac de veacuri moșii mei, că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei. Neamul, valuri tulburi de uitare peste morții mei s-așează, limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează, azi ne învață imbecilii intereselor perfide cum să ne uităm eroi și să venerăm partide. Cum să cântărim istoria și să o vindem pe bucăți, cum să facem moluri, vile, scoțând piatră din cetăți, pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază, capul lui Mihai Viteaz în dolari cât valorează. Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș și că Decebal Bătrânul a fost un sinucigaș. Cum de s-a ajuns aici ca să vină
fiii ploii nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii, niște dascăl mediocri ce au citit minciuni sfruntate și ni le aruncă în față ca pe lege adevărate, bieți de foimători de stirpe, lacum și periculoși, ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși? Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată, iar hunii din pustie, nobilime elevată, fără paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc, robi umili care cu grâne tot islamul hrănesc. Dacă nu muram în luptă la Neajlov și la Rovină, n-am mai fi avut biserici unde neamul să se închine. Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă, ci cu aspre sacrificii și cu jertfe și cu luptă. Și a trebuit adesea spre a ne salva norodul sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul, trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie în bucăți, umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți, plânsul lui Vladimirescu să se aude din fântâni ca un preambul la imnul Deșteptați-vă, români! Pierul scos din pieptul țării ne-a fost arma și necazul, și coroană pentru Doja și Baltac pentru Viteazul. Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați, însă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați, biciuiți de monștri vremii și răpuși de neputință. Am trecut peste milenii cu speranță și credință și am nădăjduit că neamul nostru într-o zi, printre alte mândre neamuri, ca o stea va străluci. Astăzi, cine ni se roi? Cine-i gata ca să moară pentru sfânta libertate, pentru neam și pentru țară? Grașii și libidinoșii, snobii și analfabeții, banii mulți și burta plină pentru ei sunt sensul vieții, niște șmecheri fără școală, niște scârbe, niște javre care pentru șpagă calcă fără milă pe cadavre. Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții și am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții să ne facă de rușine cerând mită pe la toți și să fim priviți prin dânsii ca o nație de hoți, potignindu-se în discursuri insipide și banale. Vezi cum am potignit, m-au blestemat. Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale, pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume sau ciobanul fără carte să ne reprezinte în lume, unde ne iați mândria, unde ne iați curajul de a-i lua de ciuf, de guler și a spăla cu ei pavajul? Nu mai sunt eroi în țară, oameni demni și responsabili să ia frâiele în mâine de la viermii incapabili? Creierele geniale sunt trimise la străini spre a nu încurca la furturi pe acești avortoni cretini. 20 de milioane cât s-a mai rămas prin țară, aș scrie 15 milioane cât s-a mai rămas prin țară, să fim pentru haimanale, animale de povară, să muncim pe brânci o lună și să ni se dea salar cam cât lasă ei pe seară și pagă la un ospătar. Nu mai vreau să văd prin casă cum ne mor de frig bunicii și nici mame disperate ce le dau la ei amicii. Nu mai vreau să-mi văd părinții dependenți de tratamente și cu banii de mâncare cumpărând medicamente. Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghișee sau băiatul dat afară că-i sărac de prin licee. Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism mă sperie cum trăiesc în lux netoții și capabili în mizerie. Eu aștept reînvierea, când din marile morminte vor veni din nou eroi înarmați cu un bici fierbinte și vor face curățenie printre cei ce ne-au furat, spre a fi din nou în lume neamul binecuvântat. Doamne ajută! Așa să fie. Măcar de-ar ajunge mi cât mai multe... Mi s-a făcut pielea, toate că am auzit de poezia, mi s-a făcut iarăși pielea de găină. Tu și Andra, ce mai... Speechless, spune englezul. Deci am rămas fără cuvinte pentru că tot ce e scris în această poezie este un adevăr dureros, un adevăr pentru ziua de astăzi. Și te gândești cum putem face să acționăm astfel încât să-i dăm deoparte pe ăștia, să-i aducem pe cei cu adevărat capabili, cărora să le punem în mână lucrurile clare, frâiele țării. Cum poți să-l pui pe unul care... Uite, de exemplu, mă refeream că e mai nou, acum l-a pus un nou ministru locului Dâncu la apărare. Păi taicăsu a fost biciul securității, a fost șeful securității. Că e USR, că e PSD, că e PNL, văd că securitatea, actualul SRI sau SIE sau ce mai fi, se implică în toate. În toate. Deci dacă e un copil sau un nepot sau un neam sau o rudă, ei trebuie să fie acolo prezenți. A ajuns afacerea lor și așa cum nici ție nu-ți place să bage cineva în afacerile tale, nici lor nu le place să ne băgăm noi în afacerile lor. Sunt probabil răzbunători și poate să fie ultima emisiune în gura lupului sau poate o să ia amploare atât de mare încât să trezească nația și să spună, bă, frate, ajunge. Eu sunt convins că în fiecare serviciu sunt și patrioți. Absolut. Nu cred că sunt toți la fel. Absolut, pentru că nu sunt atât de nebuni încât să mănânce vacă. Eu zic că o
hrănesc ca să o mulgă. Corect. Și asta înseamnă că sunt patriot și țara noastră nu va pierde. Din câtă istorie știu eu și știu destul de multă, au fost momente când România s-a dus în cap, bă, dar în cap, și nu s-a înfipt în pământ, la un milimetru de pământ s-a întâmplat ceva și s-a ridicat. De multe ori, și ca hartă geografică, și ca situație politică, și ca situație economică. De câte ori s-a dus în cap, în ultima secundă a venit cineva să salvat. Ca pe o grădină a Maicii Domnului. Bă, țara asta nu trebuie să dispară. Și părerea ta care este, suntem aproape de jos, o mai avem până jos? Cred că acum distanța între vârful căderii și sol este epsilon pe 2. Nu, cred că ne aflăm foarte aproape. Așteptăm pe Mesia de care vorbeai tu în poeziile tale. Dar nu e un Mesia unic, este un Mesia colectiv. Dacă pot să zic așa, oameni care își dau seama și care se trezește și care zic nu se mai poate. Au fost oameni în istoria țării noastre care și-au sacrificat viața cu bună știință, cât mai aveau de trăit, nu, poate mai aveau 40-50 de ani, au zis renunț la ei, îmi sacrific viața pentru ca generațiile următoare să o ducă mai bine. Un fel de copacul neamului. Noi să nu uităm că suntem niște frunze care luăm sevă de la soare și o dăm copacului să se dezvolte. Noi în primăvară murim, picăm. Dar alte frunze, mai multe, mai sănătoase vor... Deci înseamnă că suntem amândoi vărsători, amândoi gândim exact la fel. Eu spun asta, băi, am ajuns... Să nu dăm vârsta, că ne dăm și noi ca niște domnișoare. Ok, am ajuns la o vârstă în care cred că încă mai putem face ceva. Dacă acum nu ne implicăm, o să ajungem la 80 de ani, dacă o să ajungem cu sistemul sanitar actual, cu sistemul de pensii care probabil nu va mai exista, și o să mă ajunge să ne pare rău că acum 30 de ani noi nu am făcut ceea ce trebuia făcut, să trezim lumea la realitate, să trezim românul la realitate. Dar nu la modul puneți mâna pe furi și pe topoare. Nu, Doamne ferește. Educați-vă, învățați, citiți despre istorie, despre posibilitățile acestei țări de a supraviețui într-un mod frumos, mai bogat decât alte țări, pentru că avem toate bogățiile pământului adunate într-o singură țară. Educați-vă, învățați despre asta ca să ne-o păstrăm, să putem să o gestionăm în continuare, să o ducem bine. Am scris câteva lucruri, vorbeai de istorie și am scris câteva lucruri, cred că săptămâna trecută, un lucru care m-a izbit, știi cum, puf, a venit și mi-a dat una. Am constatat din istorie în felul următor. Oamenii politici vechi, hai să ne referim la pașoptiști, hai să ne referim chiar și cei dinaintea lor, și-au sacrificat averi. Au vândut averi pentru binele țării. Puțină lume câți au sacrificat averile pentru a face România mare. Da? Deci sunt oamenii politici vechi și au sacrificat averile pentru interesele țării. Astăzi vedem invers. Oamenii politici care vând interesele țării să-și facă averi. Mereu au fost valori așa. Vorbeam de vremurile apuse, de Ștefan, de Vlad Țepeș, nu știu ce. Într-adevăr, ei au luptat pentru țară, pentru independența țării, plătind chiar tribut ca să se poată dezvolta în pace și liniște. Bă, dai niște galben, ce e, un metal. Ia, mă, turcule, dar lasă-ne să ne facem biserici, să ne facem recolte, să ne creștem copiii ca lumea, să educăm. E, în timpul ăsta, boierii lor făceau averi. Pe spinarea tot a românilor. Că exact. Erau sclavi, că erau șerpi, că erau iobaci, că erau... Exact așa s-a întâmplat pe timpul brâncovenilor. Și de fiecare dată buba a explodat. A explodat pe vremea lui Avram Iancu. A explodat pe vremea lui Horia Cloșca și Crișan. Și atâtea și atâtea răscoale și revolte, 1907, Bobâlna, multe răscoale când nu s-a mai putut, când a explodat. E, noi, artiștii, ce facem? Suntem niște supape de refularea tensiunilor politice. Adică să nu explodeze, că totul se lasă cu război, cu morți, cu greutăți, cu foamete, cu boli. Să mai răsufle pe unde omul ușurat, împovărat, împovărat să se mai ușureze prin aceste supape. Bă, l-a înjurat Pietreanu pe scenă, pe Iliescu sau pe Constantinescu. Foarte bine, pe Băsescu. Bine a făcut, mă, vreau să-i o zic eu, dar n-am știut cum. Bine că i-a zis. Se mai relaxează. Dar tocmai asta trebuie să fie. Scânteia asta trebuie să aprindă focul speranței, focul regăsirii noastre ca neam pe harta lumii. Trebuie să le trezim la realitate. Eu sper și cred în nația asta că se poate regenera. Nu-mi place cu expresia cu a explodat, că așteptăm să explodeze mămăliga, îmi vine să râd numai. Că am auzit pe cineva, bă, prin anul, nu știu cât, 1400 și a explodat mămăliga. Bă, dar
Nu adusese porumbul. Nu adusese porumbul, știi? 1492 a descoperit Columb, da. America și odată dădea porumbul. Cred că pe la, în jur de secolul 17, cât că a ajuns în, în România cel puțin. După ce englezii și portoricanii deja mâncau popcorn, au ajuns cam, și la noi. Cam așa ceva. Și să știi, vezi că mi-am pus o haină de vânătoare special pentru tine și vreau să mă întreb, de ce mi-am pus această haină de vânătoare? Ca să mă oftici, că ai auzit că m-am lăsat de vânătoare. Nu, ca să vreau să vânez cea mai bună poantă a ta, să fie, să spunem așa, cireașa de pe tortul emisiunilor tale, pentru că tu ești o persoană celebră, ești peste tot prezent pe televizor, dar vreau să spui o poantă cea mai... Dar înainte de a o spune tu, vreau să spun o poantă pe care am auzit zilele trecute, care mi s-a părut interesantă și astăzi, tu, eu n-am talentul tău la povesti, la a intra pe scenă, la a mima rolurile, dar așa cu mica, cu micul meu talent pot să spun. Vine Ion, se duce pe câmp, era Vasile, se uită Vasile, cineva acolo, cu o bâtă și tot bătea atât de în câmp. Ion, mă Vasile, mă, mă, cine ăla, mă? Cine ăla, mă, de-o bolunzât așa, mă, și tot dă cu parul, da, dă, mă, cu parul în pământ, mă. A, păi, mă, oaie, mă, e unul Claus, mă. Păi și ce face, mă? A, păi, bate câmpii, mă. Bun, bun, bun. Acum, știi, mă distrează chestia asta, că îți spune cea mai bună gluma ta, înseamnă că ar fi singură, pentru că la alte fi mai proastă, nu le să mai spun niciodată. Nu, nu, tot... cea mai bună gluma a ta de astăzi. Și... A, de astăzi, gluma de astăzi. Da, gluma de astăzi. Se explică istoric de ce noi oltenii suntem săraci, suntem răi, suntem arțăgoși, pentru că pe aici, prin Oltenia, treceau turcii Dunărea. Nu că era mai mică Dunărea, ci că în urma violurilor oltencele dădeau recenzii bune. Bună, foarte... Nu vezi că noi oltenii suntem mai turciurii la față așa? Corect, bună asta, bună asta. Povestește-ne atunci din spectacolele tale. Mi-aduc aminte odată, ne-am mai, în afară de Iași, că noi stăteam la Iași, erau, te aduce aminte, fabrica de bere de peste Bahlui? Doamne, ce bătaie luam de la milițieni când veneam cu pungile de bere de la fabrică, bere nefiltrată. Și polițai, milițienii de atunci, din anii 89, se aliniau pe pod și noi treceam cu pungile printre ei și luam pulane pe gând ca până scăpam. Cât mai rămâneam pungile, băi, am scăpat, mai avem și de băut. Da, amintiri frumoase. Să revenim la spectacolele pe care le-ai avut. Cum spuneam, ne-am văzut la câteva spectacole, am concurat chiar pe scenă, eu cu trupa mea de teatru de la Iași, tu bineînțeles cu trupa de la tine. Ce te-a marcat pe tine în general? Că te-ai plimbat prin diverse locuri ale țării, te-ai plimbat la Satu Mare, la Iași, la Timișoara. Pentru că aminte, odată ne-am văzut la Timișoara, tot așa înainte la Festivalul Artei și Creații Studențești, la București, peste tot. Ce te-a marcat pe tine așa de-a lungul istoriei? Faptul că erau foarte multe talente în rândul studenților, foarte multe grupuri de umor, brigăzi, trupe de teatru, care au dispărut. De ce? Pentru că studenții respectivi au primit o repartiție undeva, în domeniul în care activau ingineri sau medici sau așa, și s-au lăsat de teatru amator studențesc, cum era pe vremea. Unele grupuri au mers mai departe, cum ar fi grupul nostru, Vacanța Mare, sau Divertis, sau Vouă, sau... alte grupuri, Tact din Timișoara, și mă gândeam, unde sunt oamenii ăia de făceau săli întregi să râdă? De ce s-au pierdut genurile de umor? De atunci, de ce s-a pierdut genul de brigadă? Pentru că era considerată un pic așa muncitorească, dar brigăzile studențești erau arte, erau spectacol de revistă. Mi-aduc aminte de Brigada Aseului al Ofiției Arieșanu, care era un spectacol de revistă cu femei frumoase, studente frumoase, texte mișto, inteligente, scenete jucate, se tăvăleau de râs săli întregi prin toată țara. Am rămas foarte puțin în domeniul ăsta al umorului curat, pentru că mi-e jenă mie acum la vârsta mea să mă adaptez la umorul care se poartă, la stilul de stand-up cu vulgarități. E adevărat, în America se poartă, dar noi suntem mai catolici decât papa și nu știu de ce nouă ne spunea vulgari Vacanța Mare, pentru că noi n-am folosit niciun cuvânt vulgar, nici măcar cur, nici măcar labă, nici măcar beșină, nimic. Noi am sugerat și probabil publicul nostru iritat de faptul că la ei în cap se strânea rima sau în cuvântul vulgar, fără ca noi să-l rostim pe scenă, ne-a blamat cumva. Mai erau și actorii care jucau, actorii profesioniști jucau
prin țară și când a început vacanța mare, turneele nu mai aveau loc de noi și atunci noi n-am primit nicio distincție pe vremea aia, deși rupeam sălile, jucam și 3 zile într-un oraș, pentru că era o invidie cumva. Și atunci ne-au zis vulgari. De ce gen? De genul, aveam un saxofon la Casa Albă, când a fost scandalul sexual cu Bill Clinton și Monica Lewinsky. Și era, noi jucam procesul lui Bill Clinton. Inculpat Bill Clinton, spune să se știe, ce ai dat Monicăi? Ce ți-aș da și ție? Se rupea sala, dar noi nu pronunțam cuvântul respectiv, ei știau la ce ne referim. Să duceam, Dracula, Dracula, ieși mâncați-aș ochii. În capul lor se forma rima, râdeau de leșinau și după aia când noi ziceam ochii, ei se enervau. Bă, mie, de ce mi-a venit alt cuvânt în cap? Da. Sau ei se dădeau, eu știu, matematicieni, istorici, filozofi. Și atunci de ce ne tratau pe noi în felul ăsta? Pentru că eu dacă ziceam, fă, hai să te fac un 69, ei trebuia să gândească, ca și matematician, că este un multiplu de 3, 23 ori 3. Și atunci nu râdeau, dar ei vedeau deja poziția și râdeau. Sau dacă ziceam, ce-aș frige-o pe aia? Dacă erai istoric, te gândeai la Ioana Darc, care a murit arsă pe rug. Corect. Noi n-am folosit vulgaritatea, noi am sugerat-o și... Bine că am avut cui. Omul venea avizat în sălile noastre știind că va fi pus la încercare. Era educat, ai pus punctul pe ei, aveau educație. Ajungeam și la educație, ziceam de avizat prima dată, dar la educație de ce? Pentru că oamenii citeau pe vremea aia, în anii 90 chiar citeau. Și eu dacă spuneam că Ștefan cel Mare a domnit 7 minute, 14:57, 15:04, râdeau pentru că știau că e vorba de ani în care a domnit. Acum, bă, sărac, bă, 7 minute, cine l-a fi dat jos de pe tron după 7 minute? Ce ceasuri erau pe vremea aia? Nu mai citesc, din păcate. Și atunci, normal că stand-up-uri le oferă ceva direct, să guste direct glumă, să râdă. Palpabil direct. Ca și cum ai împinge o babă pe scări și zice, ia uite cum s-a dat cu creacin sus baba. În loc să, în stilul nostru, să zice, mamaie, dacă te-aș împinge, în cât timp estimezi că ai atinge etajul inferior? Un fel mai altfel decât un vrânci brusc. Corect. Estimez pe toți cei care fac stand-up, îi apreciez pentru că își pun toate resursele în folosul spectatorului. Să-l facă să râdă prin orice mijloace. Nu contează prin ce mijloace îl faci să râdă pe om. Contează că nu faci rău. Să faci rău e atât de simplu, atât de ușor. Mai tai un zero de la salariu în loc de 3.300, îi dai o amendă la oprit. Ai întins mâna unui șofer, i-ai înnegrit viața și fața și tot. Știe că trebuie să dea bani. Pe când să faci bine, e o muncă imensă, e o creație, e un stres, ore întregi în fața calculatorului, frământări, nu-mi vine gluma, trebuie să o dau ca omul să râdă, să se simtă bine, să se relaxeze. Și de-aia nu mai contează prin ce metode, că ești mai vulgar, că ești mai umor de mai joasă calitate, asta când o aud, înnebunesc. Cum mă, de joasă calitate? Cine ești tu să dai lecții la umor? Umorul este copilul umoristului. Nu poți să-i spun ce copilul râtai, dă-mi pe nevasta să-ți fac altul mai frumos. Sau cum? Da. Foarte corect, așa e, așa e. Fiecare dă 100% din ce poate. Unii atâta pot, dar au dat totul, 100%. Au dat, nu au reținut pentru ei. Dar atâta pot. No, generații întregi, voi le-ați încântat, tu le-ai încântat, pentru că știu că tu ești autorul textelor, ai avut și prietenii și colegii și frații tăi până acum care au stat lângă tine și care, bineînțeles, au avut partea lor de rol și partea lor în echipa cu care ați creat aceste spectacole frumoase. Când erau CD-urile sau erau casetele, nu exista gară sau talcioc unde te duceai, auzeai casetele cu Vacanța Mare, asta era clar. Piratate din spectacole. Dar asta ne-a ajutat foarte mult, că nu aveam de partea noastră, ți-am zis, nici presa, nici televiziunea, nici radio, nimeni nu ne-a făcut vreodată reclamă, doar casetele piratate și date prin piețe. Bă, cine sunt ăștia? Hai să mergem să-i vedem. Și la un moment dat, când au aflat, veneau valuri și umpleam de 5 ori sala Palatului în 3 zile. Aduci 20.000 de oameni în București la spectacol. Ți-aduce aminte toate textele din atâtea spectacole? Aproape toate, da. Păi l-am jucat de atâtea ori, până și un curs îl înveți de 3 ori, 3 zile ca să dai examen să iei 10. Dar am să joci 50 de zile acel spectacol. Corect. Care a fost unul dintre rolurile sau scenetele care te-au marcat pe tine? Pozitiv. Sau la care publicul a râs cel mai mult, care l-a primit cel mai bine? Toate au fost bune, că dacă era unul care nu-mi plăcea, nu-l jucam. Era așa exigent. Dar... maxim îmi plăcea faptul că oamenii se regăseau în textele noastre și
pe undeva îi ajutam să treacă peste momente. Când te întâlnești cu poliția, e un moment groaznic. Imposibil să nu-ți găsească ceva. Ei, gândindu-te la Garcia, parcă mai ușor treci peste moment. Și scenetele cu Garcia îmi plăceau cel mai mult, că îi ajutau pe oameni să se simtă superior un pic. Ia uite, bă, ăla care mă amendează e de fapt prost, că are două clase. Așa era pe vremea, milițienii așa erau. Și noi am folosit pe Garcia ca milițian din trecut. Fiecare secție de poliție are un Garcia al ei. Până și Garcia, secție de poliție, crede că nu e el Garcia, ci colegul lui. Și prin asta i-am ajutat și pe ei să dea bine, să trateze mai ușor cazurile pe care le întâlnesc prin umor, prin faptul că da, bă, avem și noi un Garcia la noi, dar nu sunt eu. Bucuros că nu era el. Da. Și explicațiile pe care le găsea Garcia la orice, făceau oamenii să râdă, pentru că zicea, bă, uite unul mai prost ca mine. Acum ți-a venit ideea cu numele de Garcia? Chiar a existat Garcia. Când eram un Garcia. Copil în Cărbunești, era un milițian Garcia care făcea numai prostii. Și îi tot povesteam lui Muguri prin 88-89, îi povesteam ce-am pățit eu cu Garcia asta când eram copil. Și să zice, ia fă-mă un text, că îl joc eu pe Garcia asta. Și a luat tonul vocii de la Gică Craioveanu, fotbalistul, care vorbea, ce faci, băi, reduțele, și acum vorbești și te la fel, Gică. Și a folosit vocea lui Gică Craioveanu ca să-i joace personajul meu, Garcia. Era genial, doamne. Eu, copil de 8 ani, și râdeam de mătăvăleam când aveam de-a face cu Garcia asta. Deci educație multă, da, ne aducem. Pe vremea noastră spune că milițianul are două clase mai mult ca trenul. Da, cam așa era. Da. E, între timp sau polițiștii s-au cultivat, sunt alte generații, foarte mișto, chiar ți-e drag să vorbești cu unul. Dacă tu ești șmecher de la bombardier și îl iei cu metre, cu boss, cu șeful, ăla se cam enervează și îți găsești o muscă pe parbriz sau ceva, o zgârietură să-ți dea amendă. Dar dacă îi vorbești frumos, civilizat, că și el își face meseria și dacă te opri, te-a oprit neapărat să te jegmănească. Sunt și de ăștia. Dar de obicei, ai făcut ceva. Și nu poți să oprești sub semnul de parcare în trebuie să zic, dar ce am făcut? Trebuie să-ți asumi, trebuie să înțelegi. Și ei sunt pregătiți pentru orice fel de persoană. Întâi să uite la tine. Te-a citit că e american. Te-a citit, știe cu cine are de face. Cu un șmecher, cu un om civilizat, cu un om amărât. Știe exact, din prima. În America, de exemplu, ne-a oprit, când eram în turneu prin America, ne-a oprit polițaiul, ne-a trecut permisul de conducere printr-un computer, ne-a dat înapoi, am schimbat câteva vorbe și l-am întrebat pe unul, domnule, dar care e faza cu trecutul prin computer? Păi când trecem permisul acolo, îți apare prin mai multe rubrici atitudinea față de guvern. Dacă la tine e cu roșu, îți găsesc ceva. Îți iau talon, îți iau permisul, îți dau amendă. Dacă e cu alb, înseamnă că doar ai făcut o mică eroare de circulație și atunci te las ușor. Și te lăsa ușor dacă nu erai. Treptat să ajunge și la noi la chestia asta. A criticat partidul, oprește-l, ia-i permisul. Eu sper să nu se ajungă la chestia asta. Eu sper să trăim vremuri mai bune. Că am trăit vremuri nu mai bune. Nu avem ce face. Atâta timp cât omul nu e egoist, avem speranță că va fi mai bine. Dacă e egoist și zice poate să prăbușească România și toată lumea, numai grădina mea să rămână cu 7 găini în curte, atunci am pus-o. Noi în România avem, e adevărat, boala asta cu capra vecinului, că da. De fapt acolo vine. Că au furat ai noștri conducători miliarde de euro. Bă, de la mine n-au furat, azi mine s-au văzut toți 7 găini erau. Deci n-au furat de la mine, nu mă bag. Da, e... Cred că putem schimba puțin mentalitatea de iarăși prin educație, prin... Profesorii trebuie ținuți în palme. Uite, în Japonia... Singurii care nu se apleacă în fața împăratului sunt profesorii, ba chiar împăratul face plecăciune în fața profesorului. El dă prima educație, prima literă de pe pagina aia goală care îi creierul prima tău. Prima buchea cărții. Da, te învață să scrii, să te porți, să te duci, să poți să vorbești, să nu fii analfabet funcțional, să fii alfabet nefuncțional. Și scriam eu într-o poezie în Țara Furată, scriam așa, din incultură ați făcut bravadă și din profesori ați făcut stafii. Valorile se vând la colț de stradă pe bani puțin spre a supraviețui. E o realitate tragică. Asta mi-ai luat vorba din gură, e o realitate tristă a momentului, pentru că astăzi nu mai există meritocrație, nu mai există respectul. Eu țin minte... Ce de profesor? Coborai capul, ți-a la rușine să te uiți în ochii profesorului.
Când știai că ăla a citit 6 biblioteci și a scris una, o bibliotecă întreagă, a scris-o din mintea lui, păi era Dumnezeu. Acum plagează 6 biblioteci. Dar cred că noi aveam educația și numai în familie, dar și profesori ne făceau. Am trecut zile trecute prin spate pe la Maghiar, este un liceu acolo, nu știu până ce clasă, cât, până clasa 8-a, și mergeam pe trotuar. Și cum erau copii, n-a fost un copil să se dea din... Eu au trebuit să-i ocolesc. Eu, și cred că ți-aduce aminte, nu conta că eu eram la aia, tu erai la Cărbunești. Când vedeai un adult pe stradă, cu respect, îi făceai loc să treacă, adică nu te îmbrânceai sau te... Era respect, și cred că 7 ani de acasă erau reali și nu cred că astăzi mai există cei 7 ani de acasă. Pentru că aia 7 ani de acasă îi petreceai cu oamenii de acasă, cu părinții, cu bunicii, cu frații tăi. Acum știi cu cine îi petreci, cu desenele animate, cu actori, cu violență, cu filme de pe net. Ăia sunt 7 ani, în aia 7 ani intră tot universul netului, intră la tine în telefon și de acolo în creier. Și începi să te crezi Zorro, te crezi Superman, să te crezi cu tare și ceilalți sunt inferiori. Foarte corect observația, cred că... Au mai multe personaje la care să se refere, mai mulți eroi. Cum aveam iar o strofă într-o poezie de aici din carte, în Alarmă, trebuie să o găsesc, cum să am succes în viață când vin televiziuni și mi-aduc eroi în față, curve, cocalari, nebuni. Eu te aștept să o găsești unde și vreau să o citești pe toată. Numește, vreau să o citești pe toată. E periculoasă dacă o citesc, dar o să o citesc. Ne și la pagina 69, toți când aud de 69, bă, parcă îi apucă strechea, nu știu 3 ori 23, da. Da. Și când nu merg bani. Faci 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, faci o chestie. Dacă eu citesc o carte și tu mă suni, la ce pagină ești? La 69? Perversule, ce ai mă, acolo sunt, uite. Alarmă generală. Dintr-un veac de oboseală, dintr-un somn de zi cu zi, doar alarma generală ne-ar putea cumva trezi. Soarta noastră cea nefastă, n-avem cui să o imputăm, am ajuns o marfă proastă, n-avem cui pe bani să o dăm. Și asta mi-o asum, o dăm gratis. Că în piață pe tarabă suntem permanent expuși și vânduți în mare grabă la francezi, la nemți, la ruși, nu ne plângem că se fură, ci că n-a rămas nimic. Am ajuns fără măsură propriul nostru inamic, așteptăm să ne salveze poate un nou Hohenzollern, n-a rămas să lumineze niciun bec pe plan intern. Mama noastră născătoare de eroi și patrioți s-a reprofilat azi oare pe bastari, cretini și hoți? Cum ar fi la o adică eu și el și ea și tu să ne vindecăm de frică, să învățăm să spunem nu, nu hoției generale, nu sistemului greșit, nu acestor haimanale ahtiate de profit, nu retarzilor politici, nu maimuțelor de stat, nu acestor sifilitici ce au scos țara la mezat. Și tăcerea e o boală și avem și leac la ea, o alarmă generală, să învățăm să spunem da, da valorilor morale, da puterii de a crea, da problemei sociale ce se poate rezolva, da imaginii în lume, da mândriei de a fi om, da puterii de a da nume unui prunc sau râu sau pom, conștiințe în mizerie, un național incest, degradarea nu ne sperie, dar ni-e frică de protest. Oare am murit cu toții, sângele ni s-a răcit, cum de sunt la cârmă hoții și sărache cel cinstit? Cum să progresăm în viață când vin televiziuni și ne aduc eroi în față, curve, cocalari, nebuni? Pentru ce să-mi chinui anii, să ajung inginer sărac, când din culții fac azi banii, pentru ce să-mi văz la bac? Dacă liderii n-au școală, încă mai putem spera o alarmă generală de ce din morți ne-ar învia. Nu înțeleg de ce ni-e frică, de murit oricum murim. Hai cu toți la o adică și alarma să o pornim. Nu instig pe nimeni la nimic, doar la meditație și la conștientizarea situației în care ne aflăm. Eu cred că e un foarte bun slogan ăsta, alarmă generală, că noi ne trezim, suntem, ar trebui să fim cu toții conștienți că ar trebui să dăm alarma generală, ca să nu ne scufundăm mai tare. Dar nu noi să o dăm, să o conștientizeze fiecare în el însuși, de acolo pleacă. Din fiecare, dacă omul nu e conștient, degeaba vii tu, liderul Revoluției din România, Alin Lupu, gata, bă, alarmă, stai, bă, că m-am de făcut niște bani, du-te și fă tu alarmă și răscoală, că eu m-am treabă. Eu cred că poporul ăsta o să aibă suficienți oameni care se vor trezi. Eu asta cred și sper.
E prea frumoasă țara asta să o părăsim așa brusc, să o dăm pe mâna unor necunoscuți, unei găști care vor doar să o exploateze și atât. Suntem oameni, suntem suflete, suntem 20 de milioane cu aia 5 de peste hotare, cu tot. Am și o poezie despre cei plecați dincolo și când o să se întoarcă aici o să vadă că în țara lor neam străin s-a pus și ei și-au jertfit toți anii până la pensie acolo, după care s-au aruncat la un azil, nu mai au nevoie de ei. Pe când aici sunt mormintele părinților. Am scris o poezie care se numește O altă țară și este o metaforă la România noastră. Citește-o, te rog. Nu ne mai vindeți țara, v-am rugat, nu mai lăsați sopra de venetici, căci neamul nostru dezrădăginat nu va putea să îndure noi suplicii. Când de sub talfă ne va fi furat, pământul acesta plămădit cu sânge vă va lovi ca un blestem oftat nefericirea unui neam ce plânge. Când nu va mai fi loc în țara mea nici de iubire, viață sau de moarte, cu tot ce mi-aparține voi pleca să-mi fac o Românie în altă parte. Și am să plec cu viscol și cu ger, cu greierii ce sună în firul ierbii, cu vulturii și partea lor de cer, cu urși, cu mistreții și cu cerbii. Și am să-mi smulg cetățile pe rând și am să iau și morții din morminte, cu tot trecutul am să plec în gând, cu ploi, cu munți, cu ape și cu vinte. Și acolo unde o țară am să-mi fac, de voi nu va fi spațiu pe vecie, căci la minciună în fulger mă prefac și în rest devin alergic la prostii. În țara fără trădători de neam, noi ne-om vedea pe rând ale noastre, la orice rană ne vor fi balsam culorile roșgalbene-albastre. Ne vom conduce singuri și egali, neispitiți de bani și de putere, trăind atât de simpli și banali, iubindu-ne în credință și tăcere. Și nu ne veți mai speria deloc, voi gașcă de cretini cu gânduri sumbre, în noua Românie n-aveți loc, nefericite și nefaste umbre. Mai lăsat fără cuvinte. Este și o palmă pentru cei care interpretează imnul național ca fiind caracteristica neamului nostru. Nu e așa. Nu e așa. E scris la persoana a treia. Deșteaptă-te române. Adică eu, cel care zic ție, român este deștept, și eu deja sunt deștept, dar tu ai rămas în urmă. Și eu îți cânt ție, deșteaptă-te. Deci nu e imnul nostru. Să ne deșteptăm, să fim puternici. Allons enfants, să mergem. Copiii ai patriei, de la patrie. Este da. Despre noi. Asta nu e, despre voi, românii. Eu am scris ca din străinătate, din somnul cel de moarte. Deci speranța s-a tăiat din prima. Că din somnul ce... Ai murit, ce somn? De unde știi a doua zi ce ai visat, dacă ai murit în somn? În care te adânciră barbarii de tirani. Nu spune nimeni că barbarii de tirani sunt străini. Sunt din Barbaria sau din Tătaria sau din... Barbarii de tirani sunt dintre noi. Hai să trecem la un alt moment al emisiunii, pentru că nu vreau să mă tristez, vreau să rămân cu energia că eu cred că se poate. Și faptul că ni se fură istoria, iar mă doare. Din partea de nord-vest, acolo în Oradea, nu știu ce, să scot statuile domnitorilor români și să pun alte statui cu alte nume greu de pronunțat. Și nimeni nu e atitudine. Până și în imnul național. Cine a fost Mihai Ștefan Corvine? Priviți? Mărețe umbre, niște umbre, ei nu au n-au existat în istorie și de-aia am scris aici, nefericite și nefaste umbre, sunt cei care ne terorizează și ne fură țara, nu eroii neamului pe care imnul îi spune. Cum mă să te lauzi că ai un nume de Traian, cu fală în lume, un nume de Traian care a ucis pe strămoșii noștri și i-au luat robi și i-au măcelărit? Acel 14% din teritoriul cât au ocupat romanii atunci a fost jale. Și noi să ne mândrim cu ucigașul strămoșilor noștri. Și în aste mâini mai curge un sânge de roman. Nu spune nimic de sângele dac, nu spune nimic de sângele slav, nu spune nimic de... Un sânge de roman, atâta. Nu-i păcat să-l cântăm pe cele mai înalte scene, prin sportiv, prin astea, și noi să lăudăm Italia? Hai să facem noi un imn și să-l promovăm. Un imn pe care să-l merităm. Ai? Așa se numește. Una dintre poezii, un alt imn. Dacă o găsești și pe asta, te rog. Promit să fie ultima din emisiune. Nu, cred că lumea nu se plictisește. Un alt imn, pagina 77. Pe lumea astăzi, în emisiunea În gura lupului, îl descoperă pe Radu Petreanu. Asta e credința. E făcută pe metrica imnului național, dar cu alte cuvinte. Deșteaptă-te, române, acum cât mai e vreme, nu aștepta să vie semnalul prea târziu. Nu simți cum mama-ți plânge, cum fiul în brațe-ți geme, purifică-ți destinul acum cât mai ești viu. Deșteaptă-te, române, din somn și indolență, ți-e moartea mai aproape și nu e un simplu joc, căci crizei mondiale nu poți să-i ceri clemență.
Iar pâinea ce dispare, nimic nu o pune în loc. Asta o scriam acum 10 ani cu criza mondială. Deșteaptă-te, române, din prea comoda lene. Grânarul Europei ai fost cândva, mai știi? Acum ai rol de paria pe ale lumii scene. Când fi vei iarăși rege? Te aștept să reînvii. Acum ori niciodată e un ultimatum groaznic. Căci iată, din păcate, e și adevărat. Străinii vin să facă în țara noastră praznic și ne aruncă resturi prea greu de digerat. Ridică-te, române, prin muncă și cultură, nu aștepta pomană sau sfaturi de la proști. Mihai, Ștefan, Corvine, muriră și tăcură, nu vin să te salveze cu niciun fel de oști. Deșteaptă-te, române, cu bunul simț pe steaguri, cu patria în suflet, familia în gând, să trecem cu mândrie istoricele praguri, cu tricolorul sacru deasupra fluturând. E mișcător, clar. Neapărat am să rog pe colegii din regie să se ocupe toate aceste poezii, să le pună pe TikTok-uri, să le dăm la... Mi-a explicat colegii din regie de ce... Ce-i TikTok-ul ăsta? Că eu nu am nici pagină de bucățele Facebook. Bucățele din ceva mai mare, care acele bucățele te duc spre acea emisiune mai mare sau acel moment... Da, pentru că cei din ziua de azi nu mai au răbdarea să vadă tot lucru. Dar dacă îi dai sâmburile de interes pe bucățica aia mică să o citească, sigur după aia... TikTok-ul duci... sunt gustările alea din supermarket. Ia de aici gratis. De unde e salamul ăsta? De aici. Dă-mi un kil. Cam așa, foarte corect observația. Da. Bună. Ne cânti în seara asta? Nu știu ce ar mai putea să vină peste poezie. Poate tot așa ceva... Bineînțeles. Cum? Patriotic și de suflet. Ceva de patriotic și de suflet. Asta vreau să faci. N-am mai cântat de foarte mult timp. Se numește Ferestrele. Geam le privești, mintea începe să strigă, ridică-te, cu dreptul firești, deschide fereastra și strigă. Dar dacă te temi că pe geam vor intra, vreți și nevoi de săraci, rămâi ca un laș din mizeria ta, închide fereastra și taci, rămâi ca un laș din mizeria ta. Închide fereastra și tragi. Fereastra-i răspunsul spre lume, fereastră spre da și spre nu. Ferestrele poartă și un nume, fereastra aceasta ești tu. Fereastra aceasta ești tu. Vezi întunerici meschin biruind și lancea luminii e ruptă. Ascultă-ți puterea din tine venind, deschide fereastra și luptă. Dar dacă ți-e stinsă dorința de foc și-n propriu ia besnă mai zaci, atingi, așterne spre suflet în vărul la loc, închide fereastra și taci. Credința și soarta sunt puse la zid, biserici cu doliul pe turlă. Ridică-te, frate, din tragicul vid, deschide fereastra și urlă. Dar dacă ți-e dat să trăiești fără cer și-n propriul iad te complaci, acceptă-ți destinul de sclav efemer, închide fereastra și taci. Acceptă-ți destinul de sclav efemer, închide fereastra și taci. Fereastrele... Cam așa ceva. N-am mai auzit-o de... Cred că de vreo 10 ani. Da, superbă melodie. Fereastră-i răspunsul spre lume, fereastră spre da și spre nu. Ferestrele poartă și nume, fereastră aceasta ești tu. Ești tu. E mai mult decât... E o filozofie de viață în aceste versuri. Hai să continuăm pe acest trend, că am intrat deja melancolia asta după versurile tale, după cuvintele astea patriotice, inclusiv această melodie o consider patriotică și o melodie de deșteptare, să-și deschidă oamenii fereastra, să lăsăm să intre adevărul și să ne trezim la realitate. Că suntem din ce în ce mai mult
închesați în toate problemele astea zilnice și care sunt de fapt reale. Că mărim pensia, nu mărim pensia, știi cum? E ca și cu... e adevărat. Știi cum, întâi spui omului, bă, cum a fost cu motorina, bă, a crescut la 9 lei, mamă, golan, derbe lei, nu a greșit unul de la satul mare, de fapt a carul pe un, a crescut, dar până la 8 lei, mamă, ce te-ai bucurat, ai câștigat un leu, dar de fapt a crescut de la 4 lei la 8, s-a dublat, da. Dar ne-am bucurat că doar a câștigat un leu și oricum leul ăla s-a pierdut într-o lună imediat și ne... 50 de bani sunt 50 de bani. Ei nu-i dai. Ei nu-i dai. Ce? Nu, și lumea... Na. Nu mai spune, mai cântă-ne mai bine ceva, să mai ies din pasa asta proastă. Tot așa, de asta puțin filozofică, dar foarte reală. Se numește Paharul. Am pășit sfios pe lume, fără haine, fără nume, numai cu o sete infernală. Nici o ploaie nu mi-ajunge, chiar de tot pământul plânge, nu mi-ar face setea mai domoală. Sete mie de drum și cântec, de femei și de descântec, de femei de chefuri și beții. Și mi-am cumpărat din piață un pahar cu strop de viață și un pahar să beau în orice zi, un butoi rădător. Și mi-am cumpărat din piață un butoi cu strop de viață și un pahar să beau în orice zi. Un pahar cu gust amar, ca un plâns de lăutar, sau paharul cu dulceață. Beau plângând, beau râzând, beau și nu știu până când, setea mamiei de viață. E foarte greu să-mi aduc aminte. Nu-i problemă, avem timp să te pe YouTube, nu să dăm la TV, nu ne atacă CNA-ul. Buzele îmi sunt crăpate de iubiri neconsumate, alte buze parcă ar vrea să soarbă. Și uscat e cerul gurii după gustul rău al urii, ce mi-albește firele din barbă. Dau la masă cu străinii și pe gât mă înțeapă spinii, chiar de beau șampania cea mai fină. Dau la masă cu ai mei și aud cântece de zei, și-n pahar e pace și lumină. Beau la masă cu ai mei și aud cântece de zei, și-n pahar e pace și lumină. Un pahar cu gust amar, ca un plâns de lăutar, sau paharul cu dulceață. Beau plângând, beau râzând, beau și nu știu până când, setea mamiei de viață. Când mi-e sete în disperare, beau și 7-8 pahare, și ce-o fi, o fi să se întâmple. Dar butoiul luat din piață s-a golit de strop de viață și nu vine nimeni să-l umple. Și de teama setei grele, eu cu lacrimile mele am să-l umplu fiecare seară. Să-mi fac inima pahar și să sorb încet și rar lacrima cea dulce sau amară. Să-mi fac inima pahar și să sorb încet și rar lacrima cea dulce sau amară. Un pahar cu gust amar, ca un plâns de lăutar, sau paharul cu dulceață. Beau râzând, beau plângând, beau și nu știu până când, setea mamiei de viață. Asta n-am mai auzit de foarte multă vreme de la tine. Cred că publicul de astăzi nu mai caută aceste melodii. Mai... Le pot găsi și pe YouTube dacă accesează Vacanța Muzicală. Ok, să le spunem tuturor, deci accesați Vacanța Muzicală, găsiți aceste melodii și să le înțelegeți cu adevărat cuprinsul versurilor, pentru că fiecare din cuvintele pe care le cântă Radu sunt de o chintesență a vieții, practic, o chintesență a vieții. Hai să mai ieșim de melancolia asta, că ascultând și simțind românește și simțind timpurile de astăzi, trebuie să mai spunem o glumă, nu știu, nu-mi vine acum în cap nicio glumă sau o glumă cât de cât decentă. Glumele cu perdea, cum erau glume cu perdea sau fără perdea? Am adus aminte un banc mișto, îmi place de mor. Doi argeleni, ciobani așa, stăteau în Dubai, în holul hotelului pe canapea, să minunau. Bă, Ioane, bă, noi suntem și proști, mă. Stăm aici pe canapea în holul hotelului noaptea, în loc să
ne distrăm, luăm două sticle de whisky de la bar, cât poate să coste? Luăm două fete de la striptease de acolo, merem în cameră și facem sex. Bă, ești nebun? Sex? De față cu alea două? De față cu alea două, da. Dar la cu Antonio Bandera, să știi, spune-l, spune-l, ăla e frumos, că de la tine îl știu. Da, e vechi și e lung, de asta mă enervează, că e lung. Nu, e frumos, e bun, zil. Mă, eram pe plajă, mă, Iani, mă, în Dubai, acolo, frumos, mă, lăsase nevasta în cameră, bă, stă că de câteva ore m-am bronzat, să văd ce face nevasta. Mă duc în cameră, nevasta mea, nicăieri. Mamă, ce să mă fac eu, o caut din cameră, cam, nu vă spurați, aici e nevasta mea, nu vă spurați, please, mister, nevasta. Când deschide ușa, cine crezi, mă? Antonio Banderas. Domnul Banderas, ce bucurie să vă văd. Când mă uit în spatele nevastă mea dezbrăcată, cu țâțele atârnau așa, cheloți rupți într-un colț, aici îi ținea mână, făcea așa cu ei. Bă, mi-a fost rușine de omul ăla. A fost o rușine de omul ăla, corect. Tot timpul când l-am auzit, așa rușine n-am mai pățit. Multe bancurie erau pe vremea veche, sunt și pe vremea nouă, dar vreau să spun o poveste despre tine, nu știu dacă ți-o mai aduce aminte, eram la un mic party cu mai mulți prieteni, mai mulți amici, la un par, bineînțeles, un par de vorbă, și ai făcut un pariu cu cineva de la masă care se considera foarte cunoscător sau a toate cunoscători de bancuri și ai pus pariu cu el. Dacă tu spui un banc și eu nu-l termin, eu îți dau ție o ladă de whisky. Dar dacă toată seara eu îți ghicesc toate bancurile, tu doar începi și eu termin, dai tu doar o sticlă de whisky. Bineînțeles, trebuie să spunem telespectatorilor că ai câștigat pariu. Deci nu a fost glumă sau banc pe care împricinat-o am vrut să-l spune și tu să nu-l cunoști. Radu Petreanu este o enciclopedie de bancuri, de snoave și cimilituri. Nu știu dacă telespectatorii de astăzi mai știu ce înseamnă ale cimiliturile. Un fel de cilimituri amestecat. Păi eu aveam un prieten care îmi trimitea pe mail în fiecare zi 3-4 bancuri. 3-4 bancuri, 3-4 bancuri. Și eu din politețe zâmbeam, nu știu ce, îi trimiteam mulțumesc. Până când m-am enervat și am trimis arhiva românească de bancuri, 35.000 de bancuri. Ia și citește, frate, nu mai trimite câte 3-4, că le știu. Le știu pe toate, corect. Ce planuri ai de viitor? A vorbit despre trecut, prezent. Mamă, cum sună ca reporter, planul de trecut nu pot să am, numai de viitor. De trecut le-am avut împreună și sper că acele din trecut să revină în viitor. Mamă, ce mișto ar fi. Mi-aș dori să mai fiu pe scenă. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râde, spune-i planurile tale de viitor. Atunci să vorbim de viitor, nu de planuri. De viitor nu putem vorbi, doar de prezent, că ăsta ne aruncă spre un viitor. Prezentul. În prezent am destule contracte cu spectacole la săli mari, la cluburi mai mici, mă duc peste tot pentru că asta mi-e misiunea, am înțeles-o foarte bine, să fac oamenii să râdă pe unde merg. Și am foarte, foarte multe spectacole. Trebuie să le spui tuturor și telespectatorilor, pentru că și eu am fost pe scenă. Energia publicului, când vezi că se simte bine, când vezi că râde, că eu tot timpul și sunt convins că și tu, te încarcă cu energie, te simți altfel. Am dus ceva până la capăt, am făcut un lucru bun. Așa e. Păi eu din ce mă încarc? Eu mă obosesc, să mă duc 6 ore cu mașina, să mai joc 2 ore acolo, mă întorc încă 6 ore, sunt varză la ziua a treia. Dar faptul că oamenii aplaudă și că râd, aia mă încarcă. Cât am fost în televiziune 10 ani de zile, aveam în cameră în față doar 5 cameramani. Atât, nu aveam public. Eu dădeam cea mai bună mine cu o stele, zi, fă, nu știu ce, leam, și jucam ce texte și ea nici măcar nu zâmbeau, că erau atent să iasă bine imagine. E, faptul că nu primeam instantaneu feedback-ul, m-a descărcat ca o baterie. Uite, așa m-am dus până n-am mai... M-am lăsat de televiziune. În 2009 am ieșit din televiziune că nu mai suportam, nu mai puteam. Nu m-am încărcat cu nimic, m-am descărcat. E, am stat un an, după care am pus mâna pe chitară cu încă 2 băieți și intram prin cârcium și cântam. Și când vedeam oamenii 50-60 câți erau, că dau cu halbele de masă și se bucură, am început să mă încarc. Zic, asta mi-e misiunea, până îi crăpa pe scenă, cât o avea, 82-87. Și asta o să fac, asta îmi place, asta mă încarc, asta mă motivează. Nu am altă motivație, nu banul, nu faima, nu nimic. Am făcut de toate, am făcut și bani, am fost și faimos, încă sunt unii dintre cei mai cunoscuți oameni din România, dar
faptul că eu mă duc în fața lor și îi fac să râdă și pleacă oamenii zâmbind, dacă și le șterg necazurile într-o secundă, mi s-a întâmplat pe stradă, mergea omul năcăjit cu o gentuță jerpelită în mână, se gândea, m-au dat afară de la servici, nevastă mai bolnavă, copilul se droghează, vai de cap, nu ce hal să... Mă văd pe mine, uite-l pe Costel, într-o secundă lui au dispărut toate gândurile negre care îi marcau existența și îi făceau să-i se îngroașe sângele în vene. Într-o secundă... Cu zâmbetul până la urechi. Băi, e cel mai frumos lucru, m-a simțit Dumnezeu. I-am dat viață omului lui. Corect, corect. Asta vară, știu că m-a invitat la un spectacol la Râșnov și... N-am arătat la mine, m-am dat așa într-o parte, dar îmi curgea așa o lacrimă mică pentru că la spectacolul de astă vară, dacă mi-aduc aminte, mai bine spune tu, era exact muzica de la Cenaclu, Flacăra, era cu o doamnă bine astăzi, pe vremuri o domnișoară, care era... E vorba de Andrei Păunescu, era pe scenă cu Magda Pușcaș. Exact, cu Magda. Și cântau cântece din Cenaclu. Am făcut un spectacol împreună cu ei, cu Daniel Iancu. Și cu Daniel, da. Dar cu Magda Pușcaș, aceeași voce. E genială femeia asta. Are o voce fabuloasă. Da. E, numai așa ca bărbat să fii îngărcotaș și nu mai arată la fel cum arată. Are 62 de ani. Nu-i dă de ei. Da, 60. Un trec ani, măi, Vasile. Și da. Noi stăm așa pe canapele. Da, că să ne ajunge cu a și cârcota și cei doi, pe vremea noastră era mape, tu știi, cei doi moșești care sper să rămâne tot jos pe scenă, să ne cărcăm de energie și să dăm energie oamenilor. Că... Hai pe suflori, vechi cuvinte, vechi cântece, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-i aduni în continuare pe scenă, să vii cât mai des la emisiunea În Gura Lupului, poate și tu să vii și cu tu cu alți invitați, că poate prin canalul ăsta YouTube care până astăzi, și sperăm că și de acum încolo, nu va fi opozabil cineaului, că știi că cineaul taie, te jură, îți dă amenzi, peste amenzi, uneori au dat amenzi doar așa, de dragul de a da amenzi, că te-ai referit cumva la cineva, dar canalul ăsta YouTube este liber și poate... fiind această libertate încă să beneficiem de ea și să transmitem atât lucruri din istorie, istoria adevărată, nu istoria scrisă astăzi, că astăzi nici istoria nu se mai face la școală, să le dăm lucruri despre ceea ce au făcut străbunilor, despre ceea ce am făcut chiar și noi, pentru că noi, generația de crețiori, practic am construit România asta, am mai spus într-o emisiune, nu mai țin minte care, Ceaușescu, dictatorul, între ghilimele, l-am cam urât până atunci, că na, erau anumite piedici, după care astăzi te gândești că ce a construit el în 24 de ani, ăștia tot de 32 de ani se chinu, da, să dărâme, să dea la fel vechi și tot nu reușesc. Știi de ce? Pentru că acum nu mai sunt acele piedici. Este o libertate totală care înseamnă haos, de fapt. Atunci era o libertate controlată, noi o numeam temniță, penitenciar, dar era o libertate controlată, care creia pentru țară. Am ajuns să fim singura țară care ne-am plătit de datoriile externe, singura țară din lume. Și asta numai prin muncă și prin acele controle asupra libertății. Ei, cum s-a dat drumul la libertate? Cum am împrumutat cei mai rău? Lenea, ne-am vândut țăvile de irigație din canale, țăvi, cum zice noi oltenii. Am vândut irigațiile, am dat pământurile la străini. Pământul arabil, l-am dat arabilul, că e arabil. A fost și în multe locuri din țară, vezi că au fost vii întregi în care au tăiat viile, au vândut palierii și sârma și au plantat popușoi, cum spune omul Moldova. Adică n-au conștientizat la vremea respectivă cam ce valoare are avea un hectar de vie față de ce cultură poate să scoate un hectar de popușoi. Ce valoare aveau gospodăriile colective. CAP-urile, da. CAP-uri, GAS-uri, IAS-uri, da. Acum, câți ați fost, mă, începe? 100 de inși. Luați toate hectarele și împărțiți-le la 100. Fiecare are hectarul lui, da? Cât e de muncă cu sapa, nu mai am tractor, nu mai am irigații, sunt nevoiți să dau cu sapa. Nu mai dau. Și-au rămas părloage. Și-au venit alții și le muncesc. Tot cu noi, dar ne plătesc un pic mai bine. Le-au cumpărat. Le-au cam cumpărat. Noi am greșit, cred că, ca și politică de stat. Am dat prea repede. Noi ne-am deschis cu totul Europei, crezând că și ei ne vor trata la fel. Din păcate nu ne tratează, ne vedem că astăzi
dacă nu dăm portul de la Constanța, Olanda nu ne primește în Schengen. Cu toate că cele mai corupte companii sunt în Olanda. Chiar dacă au alt acționariat și acționariat olandez, dar sunt din Olanda. Nu contează asta, că așa nu ne primește în OPEC până nu ne dăm ploieștul. Sau da, da. Cum vine așa? Cum nu ne primește în industria pădurilor până nu le dăm Carpați. Am cedat prea ușor pentru că nu avem conducători, iar conducătorii ăștia au fost aleși de o prea mică parte a poporului român. Cea mai mare prezență la vot a fost cam de 32%, restul de 68% unde sunt? La muncă. La muncă în străinătate, da. Dar și de ce frumos ai reacționat când ai zis la muncă, te-ai gândit direct la străinătate, că aceeași muncă ar putea să o facă în țară, dar fi considerați muncitori. Da. E așa, muncesc la fel, dincolo dacă îmi vin sunt investitori. Își fac o casă și pleacă înapoi. Să vin și își cumpăr o mașină scumpă să arate pe acasă că, mamă, uite, da, ce mașină mi-a luat, mi-a luat o mașină și pe aia, poate unii o închiriază sau au plătit foarte mult pentru sau au muncit câte un an sau au făcut foame să vină să se fălească pentru o lună de concediu. Dar trebuie să recunoaștem, dacă n-ar fi această diasporă, nu s-ar întoarce atâția bani acasă. Deci balanța de plăți a României ar fi mult mai jos, cu toate că nici nu știi ce să mai crezi despre mentalitatea asta, că e ori PSD, ori PNL-ul la guvernare, din nefericire, ca profesor de economie spun că cele mai de dreapta măsuri le-a luat guvernele de stânga și cele mai de stânga măsuri le-a luat guvernele de dreapta. Asta e adevărul. Iar datoria publică a crescut de la 35% cât era în 2019 când a venit marele Orban, nu știu cum mai cheamă, știi despre cine vorbesc. Ăsta, nu ăla, ăla bunul, ăsta e la rău de aici de la noi. Și a ajuns la peste 50%. Asta spune mult într-o perioadă de 2 ani jumate, 3 ani, să ajungi să crești datoria pe produsul intern brut cu 15%. Cu toate că produsul intern brut, toată lumea spune, mamă, crește, am crescut. Nu am crescut decât am crescut TVA-ul, am crescut prețurile. Dacă energia era un leu, TVA-ul era 0,19 bani, da, din leu. Acum dacă e 5 lei, e 0,19 ori 5. Deci TVA-ul, taxa pe valoare adăugată, care vine parte din PIB, da? Care acolo se adună taxe, din taxe, impozite. Mai pierdut, și aici TVA. Mai pierdut. Deci, bine, nu mai spun. Dar sunt lucruri clare care se cunosc întâmplă. Eu vreo 300 de politicieni cărora dacă le-am confiscat averile, am plătit datoria externă a României. Averile ilicite, nu le-am muncite din salariu de bugetar. Din salariu de bugetar. Nu le mai... Să cumperi insulă dintr-un salariu de bugetar. Trist. Am spus mai devreme, că am spus-o și în altă emisiune, avem, a preluat în 64, a luat conducerea prin secretarul Ceaușescu, prin secretarul 65. General, 65, nu 64, 25 de ani, 64, 65 a făcut în schimb prima lege educației. În 64 era încă Dej. Cred că a murit Dej. A murit în martie 65, Dej. Nu mai țin minte, 64 sau 65. Eu m-am născut pe vremea lui Dej. Umblam în pielea goală, nu zice nimeni nimic. Aveam da, un an. Da. Oricum, deci în 65 erau 40% analfabeți în România și în 89 eram aproape eradicate. Bine, unii erau în școala profesională, unii erau la liceu agricol, unii în facultate. Erau pregătiți, știau să citească o carte. Și da? Cunoșteau mai multe limbi. Sunt nații întregi care nu știu decât limba lor. Da, așa e. Iar astăzi, după 25 de ani, după 32 de ani de la Revoluție, mi-ai dat să fac 33, avem, conform Uniunii Europene, și Institutul Național de Statistică o spune, avem 40% analfabeți funcționali. Ne-am întors de unde am plecat. E mai rău. Că pentru că a venit libertatea de a nu face nimic, de a nu învăța, de a nu munci. Îmi place să o zic că ea, de pe vremea lui Ceaușescu, ea 40% analfabeți, știau să țină coasa în mână, sapa în mână, erau productivi, scoteai ceva. Și în timp ce le dau, bă, Ioane, cât ai la franceză? 9, bă, eu am 7 la rusă. Și învățau limbi străine, da, la seral. Da, la seral. Iar ăștia de astăzi nu știu nici măcar o sapă să o țină în mână. De fapt, nu produc nimic. Nu aduc o valoare adăugată. În alfabete ăștia funcționali. Poate, nu știu, că sunt roboții deja. De-aia copilul de când îi arăți o vacă că, uite, vaca este și neagră și aia, fugi, domnule, de aici. E mov, vaca este mov. Nu, ce se întâmplă. Și face ciocolată. Da. Sau mai era o reclamă, am văzut o reclamă foarte cricheră. Ah, nu mai dau numele. E, oricum, era o luptă între o armată mare și o curcan. Armată de curcani. Vezi? Ți-a zărit și ție în minte.
atât de cretină o să nu fie să cu... Nu să mă celărești cu urcanii să-i mănânci. Da, dar de ce nu-i mănânci pe dușmani, pe tătarii, da, pe turcii de, da, pe vremuri? Ia de ce nu-i mâncau? Dar numai că lumea nu știe că curcanul nu aparține acelui continent. Vine de pe alt continent, cu vine tot din alt America continent. Și nu din Asia, da, din Mesopotamia. Din Mesopotamia. Și atunci spui, bă, sunt convins că mulți o să spună, bă, curcan din Mesopotamia, da, curcanul, da, de acolo. Adică în mentalul public aceste reclame care unii vor să le facă foarte, foarte bune, de fapt, să-l vândă produsul în dobidocint. Am mai scris eu un scenariu de ăsta fantezist pe vremea dacilor, când veneau indienii din America să ceară de la noi roșii, porumb, cartofi, tutun și de ce vă ducea. Nu le mai dați toate, că o să ajungem să cerem de la ei peste 1500 de ani. Să le cerem înapoi câteva. Da. Rămânem fără ele și o să le cerem înapoi, o să le cumpărăm. Deci asta spuneam, hai să încercăm să picurăm iarăși în fiecare cilă și în fiecare picătură de sânge puțin românesc, puțină istorie, să-și recapete mândria de a fi român. Și cred că asta o poți face tu, pentru că tu ai un public foarte mare. Mi-ai adus aminte. Mai zic totuși o poezie. Mai zic o poezie. Pentru ca să concluzionăm exact ce spuneai tu acum. Te rog. Se numește Să fii român. Și am ca motto la acest capitol, Să fii român, o strofă de Adrian Păunescu. Eu nu am alt popor să-l schimb pe acesta, nu pot să-l dau la nu știu ce bairam, cum ne schimbăm cămașa, haina, vesta, eu altul n-am și nici nu vreau să am. Ce pătrunzător. Și am scris Să fii român. E lumea condamnată la război. Și acum 10 ani când am scris-o, nu era condamnat. Nu era condamnat. Și nu e stat în care nu se moare, dar câtă pace în granițe la noi. Să fii român e o binecuvântare. De 2000 de ani veghem cu minți cărarea țării către veșnicie. Ne-am apărat pierzând copii, părinți. Să fii român e o sfântă datorie. Când rând pe rând ne mai dispar valori ca într-o epică fatalitate și nu mai credem în conducători, să fii român e o necesitate. Când ni se cer bucăți din teritoriu și ni se fură fiecare frază în schimbul unui bine iluzoriu, să fii român e tot ce mai contează. Sunt neamuri adunate în vreun stat amestecați de nici nu se mai știe. Când noi păstrăm același neam curat, să fii român e maxima mândrie. Când intră genii în anonimat și impostura nu mai are frâne, tot nu ne scoatem țara la mezat. Să fii român e tot ce ne rămâne. Dacă am început să ne scoatem țara la mezat, exact, nici faptul că ești român nu ne mai rămâne. Nu ne mai rămâne. Îți mulțumesc pentru această întâlnire. Eu îți mulțumesc și sper să ai mult succes cu emisiunea asta. Și o am datorită ție, pentru că tu ai să vii aici, ai să faci alte emisiuni cu alți interlocutori ca să ne mărim numărul de emisiuni și să transmitem la mai mulți oameni lucrul ăsta pe care noi iubim România. Eu iubesc România, m-am născut în România și vreau să mor în România. Așa să mă ajute Dumnezeu. Eu sunt mândru că sunt român, pentru că și dacă nu eram mândru tot român, eram, așa că mai bine sunt mândru. Și vreau să aud prin țara asta, vorbindu-se pe la colțuri, prin asta când cineva vorbește de steagul tricolor și pune mâna pe inimă, dă-te în gura lupului de aici. Bun asta! Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu, Alin!